va face să răsune în inimile noastre, Părinte vechi strămoșesc, iar vestea cea bună a nașterii lui Iisus va fi transmisă și prin intermediul unei excelente biblice. Ești cu un ambiță unitată de fărbia că e părea ce vie la nedepărtă că nu mai vrea. Eu sunt Traianul Melchior, de la Răsărit, care prin seara aceasta e de la Răsărit, am cunoscut că s-a născut un grai tânăr de curând. Și merg și eu la Mifraim, ca lui să mă închid. Eu sunt Grale Caspar, de la Răsărit, care prin seara aceasta e de la Răsărit, am cunoscut că s-a născut un grai tânăr de curând. Și merg și la Mifraim, ca lui să mă închid. Eu sunt Grale Belteza, de la Persida, care prin stele și prin curând, și am cunoscut că s-a născut un grai tânăr de curând. Și merge la Mifraim, ca lui să mă închid. Văd că sunteți grai vestiți și acum știu cum vă numi. Dar mai mergeați căutat despre noul împărat. Ce împărat putea să fie să ia mea împărăție? Asta nu poate să fie decât numai vitlenie, că nu fac o lovitură și pasăre în bol se ascunde de îngrozire de a mea fire. O, împărate, să trăiești, la mulți ani să împărătești. Însă dacă vrei să știi mai bine, noi nu te căutăm pe tine, ci pe cel nou născut de curând. Și am pornit să căutăm sfinte daruri ca să-i dăm. Auzi, mirnă și tămâie, pe pomenire să-i fie. De acum până în vecie, Hristoase mărire ție. O, împărate, să trăiești, la mulți ani să împărătești. Însă dacă vrei să știi mai bine, noi suntem cei trei crai vestiți. Astronom, Melchior, Belteazar și Ogașpa. O, împărate, să trăiești, la mulți ani să împărătești. Însă dacă vrei să știi mai bine, noi nu te căutăm pe tine. Și pe cel nou născut de curând. Crai, domnul, împărate, împărate. Aceea stea de la răsărit, pe care noi am pornit. Dar voi năduși pământeni, voi craielor răsăriteni, voi pe voastră clemetire vrei să aduceți amăgire ca poporul din Iudeea ca să creadă că e Mesia. Căci voi împărți o poruncă spre a vă supune la muncă, să vă stai fără de milă ca pe ziua de silă. Ce vreți voi să amăgiți și-a mea scumpă țară să nimic? Înălțate împărate și nu avem săbilate și noi voi mai ne bate. Însă dacă nu ne vei da mâniți, vom da pe o firma de pira mare, o firma de pira mare, ce-ai hotărât spre urmă, ca să fac doar niște moși, ca să fac doar niște moși, să-ți dai Iudeea de plos, ca-i numit cerurilor.
celor ce v-am făcut supărare. Și mărturisiți-mi și mie că nașterea lui Hristos are să fie. Ca și eu, irod cu inimă curată, să fac acestui crag nou o bună răsplată. Așa, dar noi vom pleca. Ne vom căuta. Ne vom găsi toți pe aici, Jordan. Cu cinste și cu părăție facem. Cu cinste și cu mărie să facem părăție ta de știre. Trebuie să ne gătim după steaua să pomim. Iată steaua în seara, pe care bune se îndreaptă. Dar unde și ce face numele de avutea face? Cum e numele vostru? Ce vă dați ce aveți de-a face bătându-vă încă? Melchior mă numesc Cuzmin Neidăr. Gaspar mă numesc Cântământele. Belteșar mă numesc Carol Doresc. Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu. Ascultați ce vă spun eu, ca să nu dați prin cetate, ca să dați prin altă parte, ca Iros să nu vă știe de dulcele vot Mesie, că Iros a pus violos să-l taie pe fiul lui Dumnezeu. Văd că joc să-l bate și pe noi mai să-l bate. Good.